God is good. All the time. In His time. Right on time, just in time. Why? Because that's His nature. The reason we're doing that is not to be funny. Dar o facem nu ca să fim noștim. Even though it's fun doing it. Deși e noștim să o facem. Has everything to do with our study in the book Pentru of Habakkuk. Pentru că are de-a face totul cu studiul în cartea Habacuc. He's about to learn that God is good. Pentru că el însuși trebuie să învețe că Dumnezeu e bun tot timpul. We left off last night in verse 5. Ne-am oprit la versetul 5 aseară. And we learned that if you don't want to know something, și am aflat că dacă nu vrei, chiar nu vrei să știi ceva, then don't ask. Nu întreba. Habakkuk wants to know what God's doing. Primele patru versete vrea să spună: Doamne, dar ce faci? And today God's going to tell him. Și astăzi Dumnezeu spune: îți voi spune ce fac. We were at a banquet years ago with my wife and I were at this banquet. Eram la o masă cu alți frați și surori, soția mea era cu mine. I was speaking for this event and we had a banquet afterwards. Am vorbit și apoi a fost o masă. And we were all sitting around talking and eating. Eram la masă, râdeam, vorbeam. And if you don't know my wife, many of you do. Dar dacă nu o cunoști pe soția mea, she's the sweetest person on earth. Cea mai dulce persoană de pe pământ. She's not brash or anything like that. Nu e bruscă așa. She has the class in our family. Se vede că e. I have none. Eu n-am, nu scade. She has it all. Ea are tot ce trebuie. Eu mie îmi lipsește. I'm sitting at the table with my mouth open talking. Stau la masă cu gura deschisă, vorbesc cu gura mare. And she looks at me. Soția mă privește. And she said, "Shut your mouth." Închideți gura. She's never said that before. Niciodată nevastă mea nu a spus. I couldn't believe she had said that to me. Nu cred, dar cum poate să-mi spună așa ceva? And I looked at her. Am privit-o pe soție uimit. And she said, "Wayne, you have something green hanging between your teeth." Îți atârnă ceva din gură. I wished I hadn't have asked. Mai bine nu întrebam. When you don't want to know, don't ask. Dacă nu vrei să știi, nu pune întrebări. Well, in our study in Habakkuk, God's is about to answer Habakkuk. Dumnezeu acum îi va răspunde prorocului nostru. Now, remember, Habakkuk's complaint against God is the sins of Judah. Plângerile lui Habakkuk în primele patru versete sunt păcatele poporului său. In verse 2, they become violent. Poporul în versetul 2... In verse 3, rebellious, destructive, nelegiuire, full of strife, contentious, asuprire, verse 4, unlawful, ciartă, harmful to the innocent, fără de lege. Now this was God's people. Și ăsta e poporul lui. And Habakkuk is bemoaning this situation. Și jala lui este despre poporul lui. And he's basically blaming God for the mess that's in Judah. Dar pentru toate acestea spune: Doamne, tu ești de vină. He said in verse 2, I'm just going to go quickly. He said, "How long, O Lord, will I call for him?" Până când voi striga ție fără să auzi? And you will not hear? Nu vrei să asculți. Ah, cry out to you, violence. Eu mă tânguiesc și zic. Yet you do not save. Dar tu nu dai ajutor. And again, Habakkuk, if you don't want to know, don't ask. Habakkuk, dacă chiar nu vrei să știi, nu întreba pe Domnul. And this is what makes this book so amazing. Și cartea aceasta face interesantă. It's a conversation between God and the prophet. Pentru că este un dialog, o conversație, Dumnezeu, profetul și Dumnezeu. We learn a lot from Habakkuk. Învățăm multe de la el. But there's a lot we can learn about God in this. Dar avem mai multe de învățat despre Dumnezeu în această carte. He loves his creation. Pentru că iubește făptura lui. And holy God, și un Dumnezeu sfânt, is willing to speak to sinful man. Va vorbi chiar unui om care îi pune întrebări. Whenever you're studying scripture, ori de câte ori studiezi Biblia, draw those conclusions that tell you about God. Totdeauna trage concluziile despre Dumnezeu. We get so academically into the text. Pentru că te apuci să analizezi un text biblic, sometimes we can miss some of the most important things. Dar câteodată pierzi din vedere lucrurile esențiale. He says in verse 5, "Look among the nations." This is God speaking. Și acum din versetul 5 Dumnezeu îi vorbește. He says, "Observe, be astonished." Aruncați-vă ochii și priviți. Wonder.
Uimiți-vă, because I'm doing something in your days, căci voi face o lucrare în zilele voastre, you would not believe if you were told, pe care n-ați crede dacă v-ar povesti-o cineva. You know, we can all think about who Napoleon was. Most of us know. Noi în Europa știm cine a fost Napoleon. There was another man in this time, pe vremea lui, o altă persoană, that maybe wasn't as famous as Napoleon, but he was just as notorious. Cunoscut, poate nu faimos ca el. And his name is Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, tot așa. And Nebuchadnezzar is on the rise. Omul acesta ajunge la putere pe vremea lui Habacuc. He's conquering nations one at a time. Ia neam după neam în stăpânire. And Habacuc says, I mean, God says to Habacuc, look around you, observe what's going on in the nations. Dumnezeu îi spune, privește în jurul tău, în jurul poporului tău, vezi ce se întâmplă la vecini. In Acts chapter 13, verse 41, Paul uses these same exact words. Apostolul Pavel, la Fapte 13, aceleași cuvintele folosește. In a synagogue, because he knew the Jews were going to reject the message of Christ. Dar le folosește în sinagogă, pentru că evreii care ascultau respingeau mesajul Domnului Iisus. What he's saying is, look out, watch out, privește, judgment's coming. Uimește-te și îngrozește-te. So in chapter 1, verse 5, he starts now with a hard, hard message. Și Dumnezeu are un mesaj, un răspuns la întrebarea prorocului. Verses 6 through 11, we're going to see the description of the people who are coming to judge Judah. Versetele 6 la 11 arată cum vor arăta oamenii care vor veni asupra ta. Now, as we get into this, I want to make sure you do one thing. Ce vă rog eu pe dumneavoastră. As you look at the characteristics of the Chaldean. Deci, în mintea dumneavoastră vă așa două lucruri. Una, privind trăsăturile haldeilor. Please remember. Nu uitați, vă rog. The characteristics of Judah. Trăsăturile celor din Iuda, poporul Put Dumnezeu. Put them side by side. Puneți-le ca într-un tabel, una lângă cealaltă, în And mintea dumneavoastră. You're going to see a great similarity between the two. Și veți vedea multe asemănări între cele două popoare. Isn't that interesting? Foarte interesant. God's people? Poporul Dumnezeu? They could not act like this. Ei nu pot fi ca ceilalți. These are pagans. Așa sunt păgâni, Doamne. Just keep that in the back of your mind. Gândiți-vă în timp ce cercetăm Biblia. We will come back to it. Pentru că vom trage concluzii. All right, now look what God does. He describes these mean people that are coming to judge Judah. Hai să vedem cum îi descrie Dumnezeu pe acești haldei. First of all, he says they're bitter and they're cruel. Turbat și iute. Is it 6 or no? In verse 6, I hadn't picked up. It's not in the verse. I'm going to show you in a minute. Oh. It's a word fierce. Am ajuns. He says, for behold, I am raising up the Chaldeans, that fierce and impetuous for turbat și iute haldei, who march through the earth to seize dwelling places which are not there. Ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. Now that word fierce in my translation in traducerea engleză has the idea of bitter cruelty. Cruzime amară. It's used of people crying out bitterly in Ezekiel. La Ezechiel, strigăte amare. Of people weeping bitterly in Isaiah. În Isaia, plânsete amare. Of a warrior crying out bitterly at the future day of the Lord in Zephaniah. În Zefania, războinicul strigă cu amară. It's not a good word. Nu e un cuvânt plăcut. There's a lot of terror, there's a lot of pain in that word. Pentru că multă durere e în acest cuvânt. These were angry, bitter, cruel, pagan people. Mânioși, cruzi, fără milă. And in my translation it uses the word impetuous, which means they don't have to have any planning. They just do what they do on an impulse. Turbat arată un om care acționează prin impulsuri. N-are, nu se gândește când acționează. This is a scary description of these people. Te sperii numai când citești cum sunt oamenii aceștia. They just march through the earth taking anything that they wanted. Tot ce văd, apucă și iau. Now I know you have vacuum cleaners over here. Știu că și la dumneavoastră sunt aspiratoare. I liken them unto a supernatural vacuum cleaner. Îi compar pe ăștia cu un supradimensionat aspirator. We have 7 grandchildren. Am 7 nepoți. My son has 5 of those. Băiatul meu are 5 copii. 10 years old. 10 ani. Down to 8 months. Până la 8 luni. And it's interesting when they come to see us. Când vin să mă viziteze, atunci să vezi cum e. We love it. Ne place grozav. After they leave, după ce pleacă, we're looking for the license plate of the truck that ran over us. Mă uit, Doamne, care e numărul camionului care a trecut peste mine?
Never seen such energy in all my life. De unde atâta energie au copiii ăștia, Doamne? We love to see the headlights coming. Am mă bucur când îi văd venind. And the taillights leaving. Și când pleacă. But we have one of the things that happens is when they leave. Dar după plecarea lor, the floor. Podeaua. There are things on the floor. I didn't even know what they were. Sunt lucruri pe podea care nici nu știu de unde au apărut astea. Do y'all have Legos over here for children? Jocul Lego de copii. Cine are? L-a văzut? I mean a box with 1,000 Legos. O mie de bucăți în Lego ăsta. And they make ăsta. A ship. Face un vapor din el. But they lose those little pieces. Dar bucățile sunt împrăștiate. And they're about this big. Mici, mai mici ca o unghie. You can't see them? Nu se pot vedea. So we get out the vacuum cleaner. Și scoți aspiratorul. We're trying to clean up the crumbs from the cookies. Vrei să prăjiturile care au căzut from the crackers. Ce a căzut, biscuiții. Leftover sweets on the floor. Tot ce a mai rămas pe podea. You name it, it's there. Tot ce crezi, acolo e. And then all of a sudden you hear something going. Dintr-o dată auzi. Inside that vacuum cleaner. Ce s-a întâmplat cu aspiratorul? Oh no. Oh. We've picked up some Legos. Am luat jucăriile, le-am strâns și am jucăriile. You got to open up the bag. Deschide punga de hai. And get them out. Scoate-le cu mâna afară. Because if you're going to build this ship, că nu poți să faci o corabie din Lego. You have to have every piece. Trebuie să ai toate bucățile în ea. But I want you to get the idea of that vacuum cleaner. Gândiți-vă la aspiratorul ăsta care am spus eu. That's what the Chaldeans were like. Așa erau haldeii. Here they come. Uite că vine. There's no place to hide. Nu te poți ascunde de prezența lui. Suck you up into their vacuum. Trage și apucă spre sine tot ce găsește. In only a few decades, doar în câțiva zeci de ani, doar în câțiva zeci de ani. The Chaldeans had defeated the whole Assyrian army. Haldeii au înfrânt armata siriană. These people are fierce. Turbat. And they're on the way. Și iute. Headed towards Judah. Se apropie înspre Iuda. See, those who love us will tell us the truth. Dragul meu, dacă te iubește cineva, îți va spune adevărul. Habacuc, you really want to know? Habacuc, chiar vrei să știi? De ce? Okay, I'm gonna tell you. Au să spun ce, Domnul. But you know, sometimes it's a truth that we don't want to hear. Numai că nu vreau totdeauna să ascult adevărul. So if you don't want to know, dar dacă nu vrei să-l știi, don't ask. Nu pune întrebări. They were bitter and cruel. Așa sunt oamenii ăștia. But remember, Judah was violent. Nu uitați. Rebellious, nu uitați versetul, primele patru versete. Destructive, full of strife, nedreptate, contentious, asuplire, unlawful, sărnicie, certuri, gâlceavă, fără dreptate. Don't forget that. Nu uitați primele patru versete în timp ce citim descrierea. But when we're looking at the Chaldean. Frate, păi, dar noi ne uităm la Haldea acum. I know. Știu. Just don't forget that. Dar nu uita pe ăștia la alții. Secondly, they were dreaded and feared. Verse 7. They're dreaded and feared. Their justice and authority originate within themselves. Numai din el însuși iese dreptul și mărirea lui. And it's interesting. They're not going to be dreaded and feared. Nu spune că vor fi așa. They're already dreaded and feared. Deja sunt așa. Just look among the nations. Privește în jur la neamurile din jur. Pay attention to what's going on. Uită-te ce se întâmplă la vecini, țările vecine. The word dreaded is the word that is means awesome, terrible. Grozav și înfricoșat. It's usually used to describe the awesome response in a good way. It's used to describe the awesome response of somebody in the presence of God. Dar cuvântul grozav poate fi folosit în termen bun când uimitor ești înaintea Domnului plin de uimire. It's like they're overwhelmed. But here it's used in a bad way. Te copleșește, dar poate fi și în sensul negativ. They're awed filled with dread of these people. Ăștia, în loc să pună teamă sfântă, bagă groază în tine. And the word feared is only used here and in Song of Solomon, and it means standing in the presence of a majestic army. Înfricoșat când vezi o armată care se îndreaptă înspre tine. Ăsta e sentimentul. At the very sight of these people, doar vederea lor, they'd be frozen in their tracks. Te îngheață pe loc. Now, why is God doing this? Dar cum, Doamne, poți face așa ceva? He's not only telling them that judgment's coming. Nu mai spune ce se va întâmpla. He's describing how wicked the people îți are that's going to judge them. Ăștia sunt ăștia care vin. They knew no law, no ăștia, law whatever. Ăștia, legea pe care o fac, ea lor. They made up their laws as they went. Ei își fac legile care le convin lor. In verse 7 says they're dreaded and feared, their justice and authority originate within themselves. Numai din el însuși iese dreptul și mărirea lui. Self-sustaining, self-sufficient.
atotsuficienți, respecting no law but their own. Respectând nicio lege decât pe lui. They're without equal in their day. They're cruel people that without equal in their day. De o cruzime fără egal. They respected no one nationally or internationally. Nu au niciun drept despre niciun autoritate și the niciun împărat. The only people in our day that we could associate dacă with this kind of people. Dacă privim la neamurile din jurul nostru și privim, Doamne, dar cine poate fi ca ăștia azi? Would be ISIS. ISIS. From everything I hear on television, din tot ce vezi la știri, everything I read, din tot ce citești, it is identical to these people right here. Identic cu oamenii aceștia. And isn't it interesting? Interesant. Chaldea, Haldea, Babylon, Babilonul, Southern Iraq, Irakul de Sud. It's so some you wonder what goes around just keeps coming around. Doamne, ce a fost va mai fi. Thirdly, they were vicious and cunning. 3. In verse 8. 8. And probably verse 8 is the most descriptive of all the verses. Și poate versetul 8 este cel mai descriptiv. It talks about the how beastly they are. It compares them to an animal. Cât de animaliști pot fi și sunt comparați cu un animal. And he picks three and helps us to understand the vengeance and also the swiftness of how they move. Iuțimea și cruzimea. He says their horses and their horsemen are like three vicious, fast animals. Cai și călăreții sunt comparate cu trei animale groaznice. He says their horses are swifter than leopards. Cai mai iuți decât leoparzii. Keener than wolves in the evening. Mai sprintă decât lupii de seară. Their horsemen come galloping. Their horsemen come from afar. În galop de departe călăreții. They fly like an eagle. Cavul swooping down. Care se repede. To devour. Now you've got to get in the midst of this. Deci hai să înțelegem. Have you ever been around a wild beast? Ați fost vreun animal sălbatic? I'm not talking about some neighborhood dog. Nu vorbesc de câinii vecinului. I'm talking about a beast. Vorbesc de adevărate animale sălbatice. I'm a hunter. Eu sunt un vânător. I've been around beast. Am văzut animale sălbatice. But there's one I'm not going to hunt. Dar e una pe care nu o voi vâna. That's the Alaskan grizzly. Ăsta e ursul din Alaska, no, grizzly. No, no, no. No. No, you can't cure stupid. Nu, nu-l poți învăța pe unul care nu știe nimic. People that hunt those bears. Dacă e unul fără minte care vrea să, să vâneze un grizzly din Alaska, n-are mult aici. They go into those woods. Se duce în pădure să vâneze. They're not hunting the bear. Nu crede el că vânează ursul. The bear's hunting them. Ursul vânează pe el. A brown bear is the tallest and the biggest that we have. La noi când zici ursul maroniu, nu e ca ursul maroniu de aici. Similar to the polar bear. Dar seamănă cu ăla polar. Stands at least 9 feet tall. Vorbind de aproape 3 metri înălțime. I'm 6'6". Eu 2 și ceva. They're large animals. Uriași. The biggest one they've ever had on record. Cel care la cel mai mare. There's a museum in California. E la un muzeu acum în California. 2500 pounds. 1000 de kilograme, o tonă. Now what person in their right mind would hunt something that big? Care un om cu mintea întreagă ar vâna un animal de o tonă? The claw. Ghearele ursului. 6.5 inches long. Ghearele ursului 25 de centimetri. You know how fast they can run? Știi ce viteză are ursul grizzly? Faster than you can run. Mai repede ca tine. They can run 45 miles an hour. 60 de kilometri la oră. So, I got a book when I was up in Alaska. Când am mers în Alaska la vânătoare, am găsit o carte de vânătoare. Actually, I bought 3 books. Am cumpărat 3 cărți de fapt. They're all on a Alaskan grizzly bear attacks. Toate descriau ursul grizzly. They were meant to scare you. Făcute ca să te sperie. If you're a tourist in Alaska. Dacă ești turist. I was up there doing a conference. Era la o conferință biblică. My family was with me. Soția cu familia cu mine. I was going to go from there to Thessalonica, Greece. De acolo mergeam în Tesalonic. I could have gone right over the top. Puteam să merg peste polul nord. From where Alaska is. De unde e Alaska. But my family was with me. Da, pentru că e familia cu mine. And they were flying back home. Și ei merg acasă în undeva în state. So I decided to fly with them all the way back to Atlanta. Mai duc la Atlanta cu ei odată. They went to Chattanooga. Ei se duc la Chattanooga. Then I left to go to Greece. Și eu de acolo merg în Grecia. That's a long trip. Călătorie foarte lungă. I had to have something to read. Hai să citesc ceva. So I started reading those three bear books. Cele trei cărți despre ursuleții ăștia. I want to promise you something. Vreau să vă spun ceva. In the plane. În avion. I started looking over my shoulder. Am început să privesc peste umăr.
I have never read anything. It m-am made the hair on my arm stand up. Mi s-a ridicat părul pe mână de groază când citeam despre urșii ăștia. I began to understand. Și am început atunci să pricep. Being around a ferocious beast. Cum e să fii lângă un adevărat cu adevărat sălbatic? And God chooses to use those terms. Și Dumnezeu folosește animalele astea trei. To describe two things. One, not only how vicious they were. Nu numai cât de groaznici sunt, but how quickly they could come upon their prey. Și cât de iute apucă. The first one he describes, primul, he uses is a leopard. Leopard. And if you've ever seen a video of a leopard with its prey. Ați văzut leopardul cum se aruncă asupra prăzii? Leopard has total advantage. Ăsta are tot avantajul. The poor animal that it's chasing. Săracul animal fugărit de leopard. Does not have a chance. Nu are o șansă să scape. The only chance he would have. Singura șansă. Is if the leopard were nearsighted and ran by him. Dacă a orbit leopardul și l-a trecut pe lângă el. I mean they're swift. Iute. And they hunt at night. Și noaptea vânează. In other words, when you're not suspecting. Când nu te gândești. But not only that, he brings up keener than wolves. Mai iuți ca lupii de seară. What a picture. Ce imagine. Have you ever seen a wolf out of Alaska? Ați văzut lupii din Alaska? They're not a nice little dog that you pet. Nu sunt cățelușii ăștia care stai aici. In fact, some of them can weigh over 200 pounds. Unii 80 de kilograme. And they travel in packs. Și în cârduri. And they stalk you during the daytime. Și ziua te urmăresc să vadă unde mergi. But they only attack you at night. Dar te atacă numai seara. Once again, the surprise. Surpriză. A doua element. You know they're there. E acolo. You know they're quick. Știi că e iute. And you know it'll come when you're not expecting. Și va veni când nu te aștepți. And then he uses the eagle. A trei, vulturul. Now we would not think of an eagle as a vicious prey. Nu te gândești vulturul un animal de pradă. Ba este. Then you don't know much about an eagle. Înseamnă că nu cunoști vulturul. 26 times in scripture it's translated eagle. De 26 de ori tradus vultur în Biblie. But they had a bird almost identical which was called the griffon vulture during that day. Dar este și altul unde avem șoim, avem vulturi. Just like an eagle. Ca un vultur. And it would get high up. Se ridică cât poate el. And it would start looking for its prey down here. Și de sus privește prada. And when it sees the prey, an unsuspecting prey. Și când vede o pradă care nu se așteaptă la nimic, it would turn down, fold its wings beside it. Strânge aripile sub el. And like lightning would come down. Și ca un picaj, ca un trăsnet. Dig those big old claws into it. Cu ghearele. Apucă. And it's gone. S-a dus. Again, you know, you see the fierceness, but you see the swiftness. Iuțime of how they're going to come. Și cruzime la fiecare din aceste trei animale. So they're coming, God says. They're coming. Ăștia vin asupra voastră. In verse 8 he says their horsemen come galloping. Their horsemen come from afar. Călăreților în galop de departe. I can almost see Habakkuk. Parcă îl văd acum pe Habacuc. And God saying to him. Și Dumnezeu îi spune. Did you say something, Habakkuk? Ai avut ceva să-mi spui, Habacuc? Seemed like I heard a question from you. Parcă aveai ceva întrebări. Did you say I wasn't doing anything? Ai spus că nimic nu fac eu? Pay attention, boy. Uite-te, băietule. Look around you. Uite la națiunile din jur ce se întâmplă. I'm raising up the very people that are going to be my rod of correction. Voi ridica pe cei care aduc pedeapsa. So they're bitter, they're cruel, they're dreaded, they're feared, they're vicious, they're cunning. Toate aceste descrieri ale poporului acesta. God sacrifices no words to make sure they understand what he's saying to them. Nu cruță niciun cuvânt ca nu cumva să nu înțeleagă cine sunt aceștia. But they were also violent and destructive. Următoarea descriere. In verse 9. No. All of them come for violence. Tot poporul acesta vine numai să jefuiască. Wait a minute. Stați așa. We've seen that word before. Am mai văzut cuvântul ăsta jaf. Unde l-am văzut? Wasn't that back in verse 3? Versetul. Wait a minute. These are the Chaldeans. But in verse 3, he talks about the violent, their violence. He said, why do I see violence? 1:3, nelegiuire, aici iar nelegiuire. Isn't it interesting, the similarity here? Cum se aseamănă ăștia cu ăilalți? All of them come for violence. Toți vor să jefuiască. And there's but one purpose that they were coming. Cu ce scop vor să jefuiască? Cu ce scop? Un singur scop au. That was to capture and to kill and destroy. Să prindă, să distrugă și să omoare. And there's a picture here that none of our languages really pick up. Dar este un cuvânt pe care e greu de tradus. It was a picture of such devastation that an east wind would bring in their day. O
când vântul de răsărit sufla în părțile acelea, when those east wind would come, când suflă vântul de răsărit la ei, it would devastate the vegetation, arde pământul, anything that was in its path. Tot ce întâlnește vântul ăsta, nu-i ca la vânturile noastre. And it was extremely feared during their time. Și vântul acesta era cel mai de temut. And there was no warning. Dar cel mai rău este că nu te avertizează. Suddenly they looked at the sky. Deodată privești la cer. And they, whoa, an east wind's coming. Vine vântul de la răsărit. And they had hardly any time to prepare. Și nu sunt gata. That east wind's mentioned in Jeremiah 18:17. Ieremia 18:17. In Ezekiel 17:10. Ezekiel 17:10. Ezekiel 19:12. Jonah chapter 4 verse 8. Iona 4:8. With the same idea, how destructive it is. Cât de distrugător sunt. The phrase at the end of verse 9 says, "They collect captives like sand." Strânge prinșii de război ca nisipul. And that's that picture of that east wind. Iată imaginea. That sand that it just blows up. Nisipul care vine, orbește și te copleșește. So I think we're getting the picture. N-ați fost. Nothing could stand in its way. Dar nimic nu poate opri asta, trebuie să știți. There's another way of showing how destructive. This is just another way of showing how destructive these people were. Din nou, ca să arate cât de distrugător sunt acești oameni. But fifthly, another thing about them. Al cincilea. They're arrogant and fearless. Fără frică și plin de mândrie. Listen to the arrogance and the fearlessness. Ascultați. In verse 10. Versetul 10. They mock at kings. Își bate joc de împărați. And rulers are a laughing matter. Și voievozii sunt o nimica pentru ei. They laugh at every fortress and heap up rubble. Râde de toate fortărețele sau întăriturile, căci grămădește pământ și le ia. See, one of the customs of these people were that when they captured a people, atunci când cucereau un popor, they would take their rulers out and humiliate them and kill them in the front of all the people. Împărații erau omorâți de față cu tot poporul. Matter of fact, we have a biblical example of that. Avem și un exemplu așa biblic. Zedekiah. Zedekia. The last king of Judah. Ultimul împărat al lui Iuda. When Jerusalem fell. Când a căzut Ierusalim în mâna lui Babilon. They killed his two sons right in front of him. Mai întâi i-au omorât pe cei doi fii lui în fața lui. And with that awful sight burned into his memory. Și cu această ultimă imagine groaznică a tatălui care își vede copiii omorâți, they put his eyes out. I-au scos ochii. And took him into captivity. Și l-a dus rob în Babilon, spune cuvântul. They mock at kings and rulers. Își bat joc de împărați și they're a laughing matter to them. Pentru ei nu contează nimic. And God says they laugh at every fortress and heap up rubble to capture it. Și orice întăritură sau cazemată e de râs înaintea lor. And it's really interesting, heap up rubble to capture it. What does that mean? Strânge pământ. Ce-o fi înseamnă asta? Care e tactica lor? Most of the way they would storm a wall and they would have ladders and they'd climb those ladders. Dacă e un zid, ai pune o scară și te urci pe el. Not these folks. Dar nu ăștia n-au cu scara. They would build the dirt up to the level of the wall. Strânge pământul și îl tasează până la vârful. I think many times when we study scripture. De câte ori studiez scriptura? We forget that they didn't do warfare like we do it. Uităm că ei nu se luptă cum ne luptăm noi. There were no stealth bombers. Nu erau bombardamente care nu pot fi detectate. Nu există avion fără piloți. They didn't have all the intelligence. Nu aveau tot inteligența. Intelligence in military. Militară. And so they would surround the people that they're going to înconjurau, strângeau și atacau. And they'd just come right on in. Peste zid, fără oprire. People were helpless. Fără ajutor erai. In fact, every victory that these people would have, orice biruință, simply made them more arrogant. Îi făcea și mai mândri. It just built up their pride. Asta zidea mândria în ei, fiecare biruință. So we get the idea nobody could stand in their way. Nimeni nu îi poate opri. Habacuc, did you say something? Ai spus ceva, Habacuc? Did you say I wasn't doing anything? Ai spus că eu nu fac nimic? Did you say I wasn't hearing your prayers? Ai spus că eu nu aud nimic? Did you say that I'm not carrying out my justice as I promised? Ai spus că sunt legea n-are putere și dreptatea nu se vede? Habacuc, they're coming. Habacuc, vin ăștia. And to make it worse, these cruel Chaldeans don't worship our God. Cel mai rău este că ăștia nu au Dumnezeu nostru, sau cum spune românul, n-au niciun Dumnezeu. They worship their own ability. Ei se închină doar la puterea lor. Listen to this, verse 11. Versetul 11. They'll sweep through like the wind and pass on. But they will be held guilty, those whose strength is their God. Puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui.
You know, about the only glimmer of hope that we have in this. Singura mică nădejde care a mai rămas. They'll sweep through. E că o să vină. And then they'll be gone. Și o să treacă. Because we know, if you know history, că dați din istorie privește. The Medo-Persians are going to come in and take them down. Vor veni Medo-Persii. Then the Greeks will come in and take them peste down. Ăștia. Apoi vin grecii și iau pe ăștia. Apoi vin romanii și iau pe ea. What he's talking about with these people, it'll be for a season. Dar toate pentru până la o vreme îngăduită. So now, okay, Wayne. Mulțumesc, frate Wayne. Well, what's our point? Și ce vrei să ne spui cu toate astea? We've learned about bears and leopards. Am auzit de lepri, de urși grizzly, am auzit de leopard. Vicious mean people. Și de groaznici ăștia. What's that have to do with me? Ce are asta cu de a face cu mine, frate Wayne? Here's what I want you to see. Ai vrea să vezi? There's a Chaldean in every one of us. Că există un haldeu care locuiește în fiecare din firea noastră. That would be the Old Testament way of explaining what Paul says in Galatians 5 with the flesh. Habacuc arată prin descrierea aceasta ce vrea să spună apostolul Pavel în Galaten, că este firea pământească. When we are not willing to walk by faith and trust God. Când nu vrei să mergi prin credință încrezător în Dumnezeu, there's a Chaldean lurking. E un haldeu care își ridică capul. By the way, with this many people, cu atâția oameni în seara aceasta, during the breaks, în pauză, during our times together, timpul împreună, watch out. Fii atent. He may be here. O fi și aici. If there's somebody not walking in the spirit, pentru că cineva care nu-i condus de Duhul, the old Chaldeans prowling around this group. Haldeul îl urmărește. I call them in churches the spiritual terrorist of the church. Îi numesc pe ăștia teroriști spirituali. We need name tags. Pentru că avem să le punem walk in the door. Un nume să știi pe ăla de la ușă. Walking by faith. Merg prin credință. Chaldean. Haldeu. And let them let you know before they you run into. Ca să știi cine intră pe ușă. Because anytime we're not trusting God. Pentru că ori de câte ori nu te încrezi în Dumnezeu. The old Chaldean comes out. Haldeu își ridică capul. And you see, this is the whole point. Have you ever noticed? Ați fost atenți? God raises up somebody that's irritating you to the core. Dumnezeu ridică pe cineva care te enervează la culme. But he's really the epitome of what you're becoming. Dar omul acela pe care Dumnezeu ți-l pune în față, știi ce e? E culmea a ce ar putea fi firea ta pământească. God uses them to help us see the Chaldean that's within us. Dumnezeu îi arată pe ei ca să vedem haldeul din noi. There are certain people that just make me laugh. Că sunt unii oameni care pur și simplu mă apucă râsul. But there are certain people. Dar sunt alții. That definitely don't make me laugh. Care nu mă fac să râd. In fact, I want to do a lot of things that I shouldn't do. Aș vrea să fac cu ei multe lucruri care n-ar trebui. But I'm not going to go there. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. How many times you want to pray for those Chaldeans in the church? Roagă-te pentru haldei din biserică. Oh Lord, Doamne, kill them. Omoară-l, Doamne. Omoară-l, Doamne. I'm just being honest. Hai să fim cinstiți. Chaldeans are not nice people. Ăștia nu sunt oameni drăguți. When a person's walking after the flesh, pentru că atunci când om merge călăuzit de firea lui, este crud. They can say things that can dig so deep into your life. Îți spune un cuvânt care te mănâncă, te distruge. They can do some awful things. Și poate să-ți facă ceva ce nu poți să uiți. So like I said. Dar fii atent. Be careful. Fii atent. There might be one in here. O fi și aici. When I was in at least back in his day. At least back in Habakkuk's day. Cel puțin pe vremea lui Habacuc. They didn't have email. Nu era poștă electronică. He didn't realize how fortunate he was. Ce noroc pe vremea lui. When I pastored out in another state in the west of our country. Eram păstor în altă biserică în vestul Statelor Unite. Emails became drive-by shootings. Mesajele erau electronice, erau săgețile cu care trăgeau în mine. It's amazing. E groaznic. They'd walk out of the church. Iese din biserică. How are you doing? Ce faci, frate păstor? Fine, good to see you. Bucur să te văd, frate păstor. As soon as they got home. Ajunge acasă. Get on the computer. Se pun la calculator. Hide behind a screen. Se ascunde în spatele ecranului. And dump all their poison on me. Și aruncă toată otrava asupra mea. I'm thinking, why didn't you tell me that when we talk? De ce nu mi-ai spus-o în biserică ce ai să-mi spui? Chaldeans don't do that. Haldei nu fac așa. They attack you in the dark. Noaptea, ca lupul de seară vine. You just think you know they're out there. Crezi, știi că e pe undeva, dar nu știi care e. But they will make themselves known. Dar se va face cunoscut prin felul lui. Are we tracking together? Mă înțelegeți unde mergem? You see, there was a Chaldean in Habakkuk.
Era și un haldeu, vreau să vă spun acum. He's even questioned the character of God. În Habacuc. Habacuc însuși are un caracter de haldeu. Știți cum? The Chaldean had risen. Când pune sub semnul întrebării caracterul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. God just simply raising up exactly what they were. Și Dumnezeu ridică pe ăștia culmea celorlalți. It is interesting when you start pointing your finger at somebody. Dragul meu, ori de câte ori arăți cu degetul înspre alții. And God really knows who irritates me. Și Dumnezeu știe cine mă calcă pe mine pe nervi. He parachutes them into my life. Îi trimite cu parașuta în viața mea. I try to get away from them, but they'll show up. Vreau să fug de ei, dar vin după mine. And I'll just start in my mind pointing my finger at them. Și în mintea mea cu degetul. Listen to what Romans chapter 2 verse 1 says. Roman 2 cu 1 spune așa. Therefore you have no excuse. Și tu, omule, every one of you that passes judgment on others. Care judeci pe altul. For in that which you judge another. Crezi tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? You're just condemning yourself. Căci cu ce măsură judeci pe altul, te osândești pe tine însuți. For you're practicing the same thing. Căci faci același lucru. What you're doing is seeing yourself in somebody else. De fapt, când judeci pe altul, te vezi pe tine în celălalt. But these are lost people. Doamne, dar ăștia-s pierduți. The Chaldeans. Ăștia-s haldei, Doamne. Don't we get it? Galatians 5. Galateni 5. Chapter 5 verses 19 through 21. 19. That's the lifestyle of the lost. Așa trăiești un om pierdut. But in verse 16 and 17 he says we that's our battle. It's the flesh. Dar aceasta este purtarea firii pământești, oricărei firi. It's not our lifestyle. Nu așa trăim în fiecare zi. But the similarities are when we choose not to trust God. Dar firea pământească este că nu mă mai încred în Domnul, ci mă încred în ea. Those things that used to rule us, și lucrurile care înainte le făceam în fiecare zi, they rise up on us again. Își ridică capul iarăși. Same picture here. Aceeași imagine și aici. Same thing was going on with the Chaldeans, really was the Judah was guilty of. Haldeii erau culmea iudeilor. Our flesh, your flesh. Firea noastră, a mea, a dumneavoastră. No way, not a frate, nu firea mea, nu sunt așa ceva. We don't have the flesh. Eu n-am așa ceva. Now you in America, we know you have it. Ăștia americani, dacă îi vă vedem la televizor toată ziua. All of our flesh. Orice fire. Is bitter and cruel. E așa este. Dreaded and feared. Așa este cum e descris. Vicious and cunning. Exact aceeași. Violent and destructive. Toate acestea. Arrogant and fearless. Toate acestea sunt. And what does God want to do? Ce vrea Dumnezeu cu firea asta? God wants us to be filled with His Spirit. Să fim plini de Duhul Său. Not allowing that old Chaldean. Și să nu lăsăm vechiul haldeu. To rule in our life. Să judece capul iar la noi. An illustration I've used every time I've been around anybody over here, so you know it. Am o ilustrație, am folosit-o și îmi place să o folosesc. It's the illustration about the coat. Haina, despre o haină. I didn't bring a coat with me. N-am adus o haină. No, I'm going to do it a different way. I may freeze to death. I may freeze to death. No, I'm going to do it a different way. Yeah, no, you probably freeze to death. Isn't it interesting, when you're cold out there, e frig, da? We're perfect up here. Dar noi suntem bine. I sweat. You've heard of the lamenting preacher? Ați auzit de prophet? De prorocul plângăreț? I'm the sweating eu pastor. Sunt ăla care transpiră profund. The colder it is, the better it is. Pentru mine, cu cât e mai frig, cu cât e mai bine. But my wife told me one day, she said, Wayne, you need some clothes. Soția mea mi-a spus, trebuie să-ți cumpăr haine. If you've seen my shoes, oop, I fell. If you've seen my shoes, can't do it. I used to be able to do that. That was a bad move. N-a fost o mișcare bună. She said, you need some clothes. Ai nevoie de haine. I'd rather go to the dentist. Eu m-aș bine mai duc la dentist. Because I have to try everything on. Pentru că trebuie să încerc orice haină să văd dacă mi se potrivește. I'm long waisted. E greu să găsești o haină pe măsura mea, sunt înalt. That means. Și asta înseamnă. Not everything fits. Nu orice magazin are hainele mele. So I've got to try them all. Trebuie să le încerc unde mă duc. We went to a store that had a big and tall man. Mă duc, mi s-a spus aici secția de oameni mari, înalți. I didn't know my way around in that store. Unde mă descund? Unde o fi secția asta? I'll go to a sporting goods store. Dacă este lucruri sportive, știu alea. Not a clothing store. Dar la haine nu știu unde să mă duc. So we walked in, not knowing where we were going. Nu știm direcția în magazin, mall-ul ăsta. And a man walked up to me. Se apropie un domn. You're Wayne Barber. Ești Wayne Barber. I said, yes, sir. Da. I knew I hadn't done anything wrong. I just walked in the door. Știam că n-am făcut nimic, de-abia am intrat pe ușă. He said, I want you to know something. Vreau să vă spun ceva. I said, what do you want me to know? Ce vreți să știți? He said,
Your words have blessed me. Mesajul nostru mi-a făcut bine. And I said, well, thank you. Mulțumesc. Do you go to my church? Veniți la biserica noastră? Oh, no. He said, I watch you on television. Nu, la televiziune am văzut. I said, well, let me ask you a question. What is it about my words? Dragul meu, vreau să vă întreb, dar ce anume din mesajul meu? The blessing. V-a plăcut așa mult? What is it I've said? Ce v-am spus? He said, when you start talking about Jesus, be Jesus in me. Ai vorbit despre Iisus care trăiește în tine. He said, I think I understood it in my mind, but I don't grasp it yet. Cu mintea poate o pricepe, dar ce înseamnă asta? What does it mean, not me but Christ? Cum, ce înseamnă aia? Nu mai trăiesc eu, ci trăiește Hristos. Asta ce mai înseamnă? What does it mean when you say Galatians 2:20 that it's no longer I who live, but it's Christ living Cum, in me? Ce aia? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. He said, could you explain that to me? Vă rog să-mi spuneți că v-am ascultat, dar nu înțeleg. I said, I'd love to. Thinking that I was going to walk away. Mă gândeam și eu am crezut că o să mă las în pace. He said, I'm the head of the big and tall men section of the store. Eu sunt șeful hainelor aici cu asta, haine de oameni înalți. The plot began to thicken. Și atunci am complotul zicare loc acum. My wife disappears. Nevastă mea a dispărut. She knows exactly what's about to happen. Că ea știe ce se va întâmpla. So we walk over there and he said, can you help me with that? Și am spus, da, mă poți ajuta? I said, okay. Bine. He had a suit and tie. Avea și costum și cravată omul. Can I have your coat? I-am cerut haina omului. And he just looked at me. He s-a uitat la mine. He's a big man. Un om înalt. He said, what's that got to do with it? Să vă dau haina mea? I said, you asked me the question? M-ați pus o întrebare, mi-ai spus. Let me answer. Vreau să vă răspund. Give me a coat. Dați-mi haina dumneavoastră. I said, where was his coat when you found it? Unde ați găsit dumneavoastră haina pe care o purtați? What do you mean, man? It was in a store. Unde, în magazinul să fie? This store? În magazinul ăsta? Actually, what? Da. I said, you got a discount, didn't you? Nu așa că ți-a dat și reducere că lucrezi aici. But in the store, where was it? Dar unde în magazinul ăsta, vă rog, să-mi spuneți unde era? He just couldn't get in. Omul nu pricepea. Unde, ce vreau? Where was it? Unde era magazinul ăsta, domnule? Hanging on a hanger. Unde a târna pe un umeraș, unde să fie? Good. Mă bucur. In other words, this coat was hanging on a hanger when you found it. Deci ați găsit dumneavoastră, ați găsit haina. It couldn't come to you. Nu haina v-a găsit pe dumneavoastră. You had to go to it. V-ați dus dumneavoastră la ea. Now that thing was in sad shape, wasn't it? Și care era viitorul acestei haine? What do you mean? Adică ce vrei să spui dumneata? Look at his destiny, it was going to rot on that hanger. Și o aștepta pe asta dacă dumneata n-o cumperi. Unless somebody came and redeemed it. Acolo avea să putrezească, mă încemolia. And you redeemed it from its predicament. Dar dumneata ai văzut-o, ți-ai plăcut și ai cumpărat-o. I said you paid way too high a price for that, didn't you? Da, ai plătit totuși preț destul de mare, nu? He said, "No, I said, come on, you paid way too high." Fii cinstit. Cât ai dat pe el? You got a discount, but you paid way too high. Ai dat o reducere, dar oricum ți-a luat mai mult decât îi merită. People who sell clothes will stand before God. Aceștia care vând haine o să dea judecată înaintea lui Dumnezeu. They know what they cost. Ei știu ei ce au plătit ei pe hainele astea. I said, "Now, I took it off the hanger." Am luat-o de pe umăr. And I handed it to him. Și am dat-o înapoi. I said, is this your coat? E haina noastră? Yes. Da, sigur, I paid for it. Am plătit-o. I said, does it have any rights? Ce drepturi mai are haina asta? Boy, he was shaking his head like, what are you, come on, does it have any rights? Asta ce, ce vorbește omul ăsta, domnule, ce vrea cu mine? He said, vă rog, I-am spus, aveți răbdare cu mine. This was hilarious. Mi-a spus o întrebare. This coat's not its own, it was bought with a price. Haina asta, i-am spus, nu mai a ei, a fost cumpărată cu un preț, da? That's good, come on. Da. He said, that sounds like scripture, doesn't it? E și în Biblie așa ceva. Oh, yeah. That sounds like scripture. Da. I said, so in other words, it only has privileges that you choose to deci, get it. Deci haina asta are doar privilegii pe care dumneata cum mi le dai. Okay. Now, can you command it to do anything you want it to do? Dar poți să-i spui haina asta să facă ce vrei ea? Ce vrei tu? Well, if you put it that way, yeah. Da, sigur că e a mea. I said, good. Okay, bravo, bucur. Command the sleeve. Spune haine care ai cumpărat-o, mâneci. To wave at me right now. Mâneci, spune să-mi facă cu mâna mâneca asta. To show its appreciation. Să arate că e mulțumită că a fost cumpărată cu un preț. For your coming to it and for paying a price way too high. Pentru că te-ai dus la ea, ai văzut-o, ți-a plăcut, ai cumpărat-o și acuia. For redeeming it from its position. Așa ai făcut. And he said, this coat cannot do anything of itself. Doamnă, haina asta nu poate să miște mâneca. I said, well, how would you get the coat to do what you wanted to do? Atunci cum poți să faci pe haina asta să facă ce vrei tu? Man, he looked at me. S-a uitat la mine. He said, I know. I'm going to have to get inside the coat. Trebuie să o îmbrac. Boy, the light bulbs were beginning to open up. Și dintr-o dată s-au aprins ochii omului. I said, now command that sleeve to rise up. Acum după ce ai pus-o pe dumneata, spune mâneci să ridice. After he put the coat on. And he went, whoa!
And I said, look at that. Look at that. Uite cum te-a ascultat mâneca. You saw what it could not do with the life within it. Ai văzut, dacă n-are viață, chiar dacă e cumpărat, nu poate face nimic. Now look what it can do with the life that's in it. Dar acum, uite-te ce poate face dacă are viață. He said, that's it. Am priceput. It's not about the coat. Secretul nu e haina. It's about the life inside the coat. E viața care e în haină. And I said, yeah. Bravo. That's good, that's good. So he said, I have life within me in the coat. Am viață în haina asta. I said, that's right. I didn't get a chance to tell him then. N-am putut să-i mai spun atunci. Later on, I did. Dar după, mai târziu i-am spus. 3 weeks later, he gets saved. Peste 3 săptămâni a primit întâiul. I thought he was a believer, trying to understand the Christian life. I-am crezut că e credincios, de-aia îmi pune întrebări din astea. And that was like 10 years ago. Asta s-a întâmplat acum 10 ani de zile. And this fall, I was back there. În toamna anului trecut, m-am întors în biserica de la care am plecat, la o masă, la o sărbătoare, că am fost pastorul lor. Our people had heard the story. Cei care cunoșteau istoria Siria, care i-am spus-o de la Amvon, nu știau despre cine vorbesc eu. And I had him stand up. Și omul acolo era, omul acesta and era told that acolo story again. Și a spus aceeași istorisire acum, anul trecut, după 10 ani. And I know he's understood it. Știu că a priceput omul ăsta. There's a smile on his face all the time. Era un zâmbet continuu pe fața lui. That's what Paul said, wasn't it? Așa spunea Pavel. Not me who lives. Nu mai trăiesc eu. It's Christ who lives in me. Și Hristos trăiește în mine. Do you understand what we're looking at in Habacuc? Când privim Habacuc, is the old covenant. Este vechiul legământ. He did not live within them. Duhul Sfânt nu locuia în this noi. Is the new covenant. We're in. În nou legământ, not the same one he was in. And the Spirit of God now lives within us. Acum locuiește în noi. Now we still have a battle. Acum, we used to chase after sin. Înainte alergam noi după păcat. Now sin chases after us. Acum alergă păcatul după and noi. And if we refuse to walk by faith, și dacă nu umblu prin credință, people don't see the life that's within us. Mă prinde. They see the Chaldean. Și oamenii văd haldeul care a fost odată. Frustrates our whole Christian life. Și asta mă supără cel mai mult în viața de creștin. The same way we receive the life. Pentru că tot așa cum am primit viața Domnului Iisus pe El, faith alone in Christ alone. Numai prin credință și numai prin Hristos. It's the same way we release the life. Tot așa cum trăiesc ca mântuit. Faith alone. Numai prin credință și numai prin Hristos. No matter what comes our way. Orice mi s-ar întâmpla pe lumea asta. So I don't worry about the Chaldeans out there. Deci nu haldeii din jurul meu mă supără. I worry about the Chaldean in here. Și haldeul din firea mea mă supără. Wait a minute. Că nu umblu prin credință. Wait a minute. Is he in here? E și aici? Is that Chaldean in here? Ăsta e haldeul aici? I'm looking. Îl caut. I'm looking. Îl caut. I had our people walking out in the hallway after I shared this passage. După ce am predicat din textul acesta, and they started looking. Oamenii ieșeau din biserică și începeau să caute. I'm looking for the Chaldean. Caut haldeul. Unde e? I tried to tell him, don't look out there, look in am here. Am să spun, nu mai că uitați acolo, uite-te aici. Isn't it awesome to be in the new covenant? Ce minunat să fii în nou legământ. And now we can know that we can conquer that old Chaldean. He's been conquered, he's already been conquered. Pentru că haldeul a fost deja biruit de mult la cruci. And victory is not us overcoming the Chaldean. Biruința nu este, eu mă lupt cu haldeul și eu îl birui. Victory is Jesus overcoming us. Nu, biruința este Domnul Iisus. Se luptă cu mine și mă biruie. When you bow and you say yes, atunci când prin credință spun da, Doamne, you've just put the Chaldean down. Atunci în clipa aia a murit haldeul. You've just reckoned yourself to be dead. Aceasta înseamnă mă socotesc mort față de păcat. You're continuing to die daily, as Paul says. Murind zilnic față de haldeul și păcat. All right. Well, it's coming right up on 1 o'clock, and if I start anything else, it's going to take too long. Nu vreau să pornesc altceva că e 1:05. God is good. All the time. In His time. Right on time. Just in time. Why? Because that's His nature. Woo! Amen.